Un cetățean și-a răcorit calul la o spălătorie auto. Ca să-l ajute să treacă mai ușor printr-o zi caniculară, proprietarul a spălat animalul cu furtunul, nu în propria curte, ci la o spălătorie auto din Sân Nicolaul Mare, în județul Timiș. Momentul a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Conform adevărul.ro, un bărbat din localitatea Sân Nicolau Mare din județul Timiș și-a răcorit calul la o spălătorie auto. Înregistrarea video cu a devenit virală. Miercuri 29 iunie la Sân Nicolaul Mare, termometrele arătau 37 de grade Celsius. A fost caniculă în toată regula, iar în aceste condiții nici animalele nu au viață ușoară, așa că unui localnic a venit o idee trăznită să-și răcorească calul. Nici mai mult, nici mai puțin și-a dus animalul la o spălătorie automată de mașini, aflată în zona gării din oraș. În imaginile publicate pe internet se vede cum calul așteaptă cu minte ca procesul de spălare să se încheie. Bărbatul își spală animalul ca pe un autovehicul folosind un pistol cu apă sub presiune. A dezlegat calul de căruță, a introdus fisele cumpărate și a început procedeul obișnuit pentru orice autovehicul doar că pe cal. Răspălare cu presiune, spălare cu spumă și clătire utilizând tacticos pistolul cu apă. Înregistrarea video a fost pusă pe Facebook și a devenit virală. Bravo, cu siguranță și bietul căluț îți Mulțumește. A fost unul dintre multele mesaje care au însoțit postarea. Relatează adevărul.ro.